you gotta listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Deci, cum ziceam la live, la Q&A, când am făcut live-ul, el este pacientul Batman sau The Batman. Who are you? Nu? Aha, gata, asta așteptam. Who are you? Deci, după cum vedeți, și comportamentul lui este specific Batman, dar e mai agresiv, e mai nervos, el mai dark. Are insuficiență renală, este destul de grav, la fel cum au și oamenii, fac și animalele, bineînțeles. Înseamnă că rinichii lui nu mai funcționează. Pentru cine este interesat ce înseamnă, rinichii lui nu mai filtrează cum trebuie toxinele, astea ajung în sânge, mai ales creatinina și urea sunt cele mai importante, cei mai importanti parametri. El are creatinina 10,4 și ca să vă faceți o idee ce înseamnă asta, maximul de obicei este 1,6 și creșterea este exponențială, ca să zic așa, nu știu. Adică, de exemplu, sunt pisici cu 3 sau 4 creatinina care sunt aproape leșinate, iar el are 10 și, după cum vedeți, este totuși destul de bine. Este pe perfuzie, bineînțeles, încercăm să-i refacem rinichii să funcționeze cum trebuie, este pe tratament intensiv non-stop, deci nu degeaba este fucking Batman. Because I'm Batman. Bun, tranziție mare acum, pentru că, da, cred că sunt 2 zile de când am filmat chestia cu Batman la cabinet. Nu contează, am vrut să aduc mai repede în episodul următor, am vrut să aduc Frozen 2, reacția mea la trailer. O să văd trailerul acolo și voi, o să, nu știu, să-l pun pe aici pe undeva. Și mai multe chestii. Hai să începem cu reacția la trailer Frozen 2 deocamdată. Mamă, frate, ales... Aia e apă animată? Bă, ești prost la cap cum arată. Oh! Băi, cum arată, frate, apa aia, du-te naibă. Cât de șmecher poate să fie făcut, e incredibil. Unde vrea să fugă? Oh, mai mulți sereni, mai mulți zveni. Oh, foc. Mamă, cum arată, ești prost la cap. Ok, deci arată super, super. Ok, a omorât pe cineva? Ana, nu? A omorât pe cineva? Ana o cheamă, nu? Pe sora lui Elsa, parcă Ana. Wow, în 2013 a apărut primul Frozen. A fost mișto Frozen, adică na, nu poate să zică nimeni că aoleu, ce căcat a fost Frozen. Nu, a fost mișto, a fost... tipic Disney. Deci a fost chiar clasic Disney, să zicem. Mie așa mi-inspiră. Frozen, țin minte că mi-a inspirat un clasic desen Disney. Adică, pe lângă muzical și
cum e animații, nu știu ce, dar cu totul, adică povestea, cu prințesele, cu nu știu ce, parcă au fost back to basics, așa, la Disney. Arată incredibil, frate, doiul față de primul și față de orice, adică Disney este... sunt nebuni, din fucking insane, adică efectele alea sunt ceva, cum arată apa aia, frate, aia e apă naturală, aia e apă reală, frate, deci dă-o dracu, ăștia pot să facă orice, acum nici nu ne-am dat seama, dacă nu ne-ar spune, bă, ăsta e desen, anumite părți, normal, nu, dacă o vezi pe el, normal că îți dai seama că e desen, dar anumite părți, frate, dacă nu ne-ar zice, bă, ăla e desen, e animat, zice, nu e un animat. Mi-a plăcut trailerul, te ține în suspans, pare ceva mai thriller așa decât primul, pare mai dark un pic, interesant, adică chiar par că au ceva probleme mult mai serioase decât în primul, chiar dacă și în primul a fost pe viață și pe moarte teoretic, nu cred că o să fac Disney ceva de genul ăla, dar oricum pare mai dark. Mamă, pot să fac vocea un pic mai subțire în sfârșit, mă ține răceala asta de 100 de ani. Bun, deci sunt curios pentru Frozen 2, clar, m-a făcut mai interesat decât credeam că o să mă facă, decât credeam că o să pot să fiu și sunt foarte curios unde vor să scape, de ce vor să scape toți, mai ales Elsa, ce se întâmplă acolo, foarte mișto faza aia, foarte, foarte mișto scena aia cu scăpatul din apă. Bun, hai să trecem la Aladdin. Aladdin e nebunie maximă acum pe net, că Will Smith în locul lui Robin Williams, da. Will Smith a fost singurul curajos, îndeajuns de curajos să accepte rolul în acest live action remake. Da, l-au refăcut, refac desenul din 92, în care duhul, genie, duhul din lampa aia era vocea lui Robin Williams, care este imposibil de egalat, adică în multe situații, în multe cazuri și bineînțeles și aici, în cazul vocii, mă rog, nu numai voce, interpretării geniale pe care i-a dat-o acelui duh din lampă, e imposibil de egalat. Și atunci Will Smith a zis, hai că încerc eu. Mai are el puterea asta de faima, de ajuns, carisma, de ajuns de mare să facă. No, nu-i vina lui, adică nu-i vina lui Will Smith. A ales proiecte foarte proaste, după părerea mea. Nu Will Smith a pățit ceva, ci doar agentul lui Will Smith, alegerile lui, poate i s-a urcat la cap că poate să țină un film, orice film. Uite că nu se poate. After Earth, Bright, multe, nu merge direcția asta. Adică n-aș da vina pe Will Smith că, aolo, din cauza lui o să fie un căcat și mamă, frate, ce trecere de la Robin Williams la Will Smith. Încă nu pot să mă pronunț, bă, arată groaznic, bă, o să fie groaznic, pentru că nu-i Robin Williams. Da, îți dai seama că nu o să fie la fel de mișto în niciun caz și mai ales că e live action. Ceea ce o să fie destul de greu, după cum vedeți, CGI-ul pe Will Smith parcă n-arată incredibil în trailer, cel puțin în trailer deocamdată n-arată grozav. E ciudată alegerea, dar încă o dată, nu vreau să dau vina pe Will Smith și încă nu spun, da, Will Smith nu se potrivește și o să fie un căcat. Nu, e interesant, când am auzit Will Smith că o să fie genie, mă gândeam, bă, da, ar merge. Altă idee pe care aș fi avut-o ar fi fost poate Jim Carrey, dar mă rog, nu s-ar fi potrivit poate ca statură, ca, na, conformație Constituției. Oricum, încă nu mă deranjează atât de mult cum deranjează pe toată lumea, că nu o să calci, nu o să umpli niciodată acei pantofi lui Robin Williams. Da, probabil că nu, dar hai să vedem cum e filmul. E regizat de Guy Ritchie. Guy Ritchie, care a cam luat-o și el un pas în jos în ultimul timp cu The Man from U.N.C.L.E. și cu King Arthur, Legend of the Sword. Mie mi s-au părut pași în jos de la Sherlock Holmes 1 și 2, cu Robert Downey Jr., Snatch, Rock and Roll. Deci de la alea mi s-a părut amândouă astea și The Man from U.N.C.L.E., mai ales The Man from U.N.C.L.E. și ăsta cu King Arthur mi s-au părut pași în jos. Hai, King Arthur poate nu atât de în jos, a fost ok, dar el este incredibil și scenariul e scris de el, de Guy Ritchie și împreună cu altcineva și asta înseamnă ritm rapid, înseamnă replici foarte bune, posibil dialog bun, rapid, bum bum bum. Asta trebuie. Robin Williams o făcea dormind. Acum Guy Ritchie și combinat cu Will Smith, hai să vedem dacă poate să ajungă undeva aproape la același nivel. Că nu cred nici eu că se va întâmpla și că șansele sunt foarte mici, da, asta e altceva, dar încă nu vreau să judec atât de drastic. Și ca să încheiem, pentru a nu mă lungi foarte mult, uitați-vă la trailerul la
Tolkien. Tolkien este autorul cărților Lord of the Rings, da? Deci J.R.R. Tolkien cu J. Nu, nu confundați cu George R.R. Martin de la Game of Thrones, ăla e cu G. R.R. Martin, ăsta e J. R.R. Tolkien. Oricum, trailerul, el este jucat, se pare, de Nicholas Holt din X-Men și mai multe chestii. A fost Beast în X-Men-ul nou, varianta cu ei tineri, Beast tânăr și mai multe chestii. Oricum, Nicholas Holt mi se pare o idee bună, adică actorul e talentat, dar nu știu foarte multe despre viața lui Tolkien, nu știu mare lucru, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult trailerul. Este incredibil de pare, incredibil de emoționant și au combinat, frate, deci au combinat incredibil, cred că au vrut să arate care a fost inspirația lui și cum a făcut el legăturile cu anumiți monștri, cu anumite prietenii din astea, ce am înțeles din trailer, probabil că a avut niște camarazi de război sau ceva și atunci a devenit The Fellowship, cum e The Fellowship of the Ring, în timpul războiului când explodau mine sau bombe sau chestii pe acolo, s-a văzut un pic Balrog, monstru din primul Lord of the Rings, Balrog of Morgoth, se chema monstru, demonul din minele, din Moria, în care e Gandalf, you shall not pass, ăla care se bate. S-a văzut un pic fața lui într-o bombă, e genială ideea și sper ca tot filmul, nu să fie tot filmul așa, dar să ne arate care a fost inspirația, care a fost și să o facă într-un mod super dramatic, așa cu flashback-uri sau cum a combinat în trailer. Mi s-a părut un trailer incredibil, mi s-a ridicat părul pe mână, deci mi s-a făcut pielea de găină când l-am văzut. Sper să fie așa cum arată. About what it means to love, to be loved.